După adoptarea legii pensiilor, a mai rămas de rezolvat legea salarizării, unitare asumată de Guvernul României în PNRR și care trebuie să fie finalizată la începutul anului viitor. Ministerul Muncii a egalizat pe o scară ierarhică de la 1 la 12 mai multe profesii din domenii diferite în funcție de studii și responsabilități. Cel mai mare coeficient de ierarhizare, gradul 12, îl va avea președintele României, iar pe cel mai mic grad, 1, sunt posturi de paznic, secretar, dactilograf și spălătoreasă. Autoritățile nu au stabilit încă formula de calcul, iar grila de la 1 la 12 se referă strict la salariul de bază, fără indemnizații, bonusuri și sporuri. La treapta 10 de salarizare intră profesii precum manager de spital, președinte de secție la instanțe sau secretar general al unei primării, auditor public extern, adjunct al procurorului general. La treapta 9 de salarizare, profesii gen judecător, decan, medic, director medical, profesor universitar, arhitect șef, programator IT, director general, funcție publică în minister, director financiar contabil spital. Treapta 8 de salarizare, farmacist, șef birou vamal, inginer șef de cadastru, șef administrație financiară, grefier, șef secție. Treapta 7 de salarizare, profesor, expert criminalist, consilier parlamentar, lector universitar, dirijor. Treapta 6 de salarizare, fiziokinetoterapeut, asistent medical, muzeograf. Treapta 5 de salarizare, economist, asistent medical, asistent social, învățător și educator. Gradul 4 de salarizare, polițist local, economist, asistent maternal profesionist, pentru studii superioare sau medii și cu funcții de execuție. Treapta 3 de salarizare, contabilii și șefii de depozit, doar cu studii medii și post-liceale. Treapta 2 de salarizare, brancardier, șofer, infirmieră, șofer autosanitară. Treapta 1 de salarizare, paznic, secretar, dactilograf, spălătoreasă. Ministerul Muncii dorește să stabilească grile unice de salarizare pentru familie ocupațională, administrație publică locală.